Cauza dintre cele două audieri s-a terminat. Am rugămintea să ocupați locurile. Și să trecem la cea de-a doua audiere. Domnul ministru Vela, ministru afacerilor interne, care în scurtul timp pe care l-a avut la dispoziție ne va spune dacă și-a modificat puțin strategia și programul de guvernare. Domnule ministru, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați și senatori, onorate comisii, pentru perspectiva programului de guvernare, vă propun următoarele măsuri. Ordinea publică și siguranța cetățeanului este foarte importantă și principalul scop al meu ca ministru și al echipei care este acum în fruntea Ministerului Afacerilor Interne este creșterea încrederii populației în instituțiile din domeniul ordine publică și siguranța cetățeanului, lucruri care impun continuarea unor măsuri de eficientizare și modernizare a Ministerului Afacerilor Interne. În acest context, sunt necesare măsuri de reformă privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, soluții de reorganizare a Poliției Române, toate acestea pentru a consolida structurile operative implicate în lupta împotriva infracționalității, a rețelelor de trafic de persoane și droguri, contrabandă și criminalitate organizată. În perspectiva următoare, vă propunem să analizați și să fiți de acord cu măsurile care pot fi operaționalizate pe termen scurt. Eficientizarea activității MAI și a structurilor din subordine în raport cu rezultatele evaluării și auditului privind activitatea din ultimii ani. Îmbunătățirea activităților Jandarmeriei Române și ale Poliției Române, astfel încât acestea să fie construite pe criterii de competență și apreciate ca instituții aflate în mod real în slujba cetățeanului. Elaborarea proiectului de revizuire a reglementărilor din statutul polițistului, în special cu privire la ghidul carierei și regimul disciplinar, urmărindu-se, printre altele, introducerea unei limite a mandatelor în funcții de conducere pentru șefii de inspectorate județene, poliție municipală, orășenească și pentru directorii din direcțiile ministerului. Aplicarea principiului mobilității pentru personalul cu funcții de conducere și execuție în raport cu situația operativă. Compatibilizarea reglementărilor privind regimul disciplinar al polițiștilor cu cel al militarilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale. O altă propunere este adoptarea unei noi viziuni în materia resurselor umane la nivelul Ministerului Afacerilor Interne care să vizeze demararea organizării concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor de conducere la toate nivelurile și în toate structurile MAI, în vederea asigurării stabilității managementului acestora. Inițierea unor măsuri pentru diminuarea deficitului de personal la nivelul Ministerului prin metode precum organizarea de examene pentru a trece agenții de poliție în corpul ofițerilor. Reîncadrarea personalului pensionat care dorește să revină în sistem. Asigurarea în permanență a echilibrului de resursă umană între personalul care intră și cel care iese din sistem. Încadrarea unor funcții de specialiști cu personal din sursă externă. Regândirea programelor de pregătire la nivelul școlilor de subofițeri și agenți de poliție, respectiv a Academiei de Poliție, astfel încât viitorii angajați ai Ministerului Afacerilor Interne să facă față noilor realități din societatea românească, mai ales în ceea ce privește prevenirea și combaterea criminalității. Dezvoltarea programelor de perfecționare și a metodelor de pregătire teoretică și practică a angajaților MAI, diversificarea problematicii de pregătire în cadrul cursurilor dedicate domeniului comunicare publică,
pentru o mai bună gestionare a situațiilor de criză. Corelarea numărului personal angajat cu necesitățile operative din cadrul jandarmeriei române și al poliției române, creșterea numărului de polițiști prezenți în stradă și redefinirea atribuțiilor polițistului de proximitate, astfel încât să revină la rolul inițial, acela de cunoaștere în detaliu a zonei arondate. O altă propunere este întărirea capacității operaționale a structurilor cu atribuții în domeniul combaterii criminalității organizate, traficului de persoane, a traficului de droguri, precum și a infracțiunilor comise cu violență. Susținerea procesului de consolidare a autorității polițistului aflat în misiune, în vederea limitării cazurilor de ultraj, și aici vreau să vă dau un exemplu, în județul Vâlcea, în ultimii 2 ani au fost înregistrate 23 de cazuri de ultraj împotriva polițiștilor, sau de polițiști uciși la datorie. Creșterea gradului de dotare și echiparea polițiștilor, în special a celor care asigură intervenția pentru protejarea cetățeanului și patrimoniului. O altă propunere este facilitarea intervențiilor pentru protejarea vieții și a integrității fizice a cetățeanului prin eliminarea barierelor birocratice inutile din managementul operativ. Eliminarea suprapunerilor de competență între instituțiile și structurile din subordinea Ministerului. În urma acțiunii de audit am găsit foarte multe structuri și competențe care se suprapun. Este o atmosferă fierbinte aici la dumneavoastră. Întărirea colaborării cu structurile europene în materia controlului și diminuării fenomenului infracțional al menținerii și restabilării ordinii publice. Totodată vă propunem aplicarea unor programe de colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în vederea creșterii siguranței în spații școlare sau adiacente acestora, sporirea activităților care au ca public țintă copiii, tinerii sau alte categorii vulnerabile pentru reducerea riscului ca acestea să devină victime sau implicări în activități ilicite, oricare pot avea un impact negativ asupra sănătății sau integrității lor. Pregătirea inițiativelor legislative privind îmbunătățirea reglementărilor și a colaborării structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu Garda Forestieră, în vederea stopării infracțiunilor silvice. Îmi doresc ca împreună cu distinși parlamentari să găsim soluții pentru a face un adevărat scut de protecția pădurii. Adoptarea de măsuri pentru modernizarea punctelor de control a trecerii frontierei în zonele cu trafic ridicat, terestru și aerian, precum și creșterea capacității poliției de frontieră de a reacționa la fluxul de migrație. A 14-a propunere este următoarea. Îmbunătățirea serviciilor oferite către cetățenii din structurile MAI în domeniile documentelor de identitate, de călătorie sau în ceea ce privește atribuțiile direcției, regim, permise de conducere și înmatricularea vehiculelor, în sensul de a face un ghișeu unde oamenii să nu mai piardă timpul atunci când solicită aceste documente. Totodată, foarte important este ca să gândim pentru a elabora un studiu comparativ în vederea armonizării cadrului legislativ cu incidență în situații de urgență, în acord cu cerințele europene și nevoile crescânde ale societății. 16. Continuarea și îmbunătățirea dotărilor la nivelul structurilor cu atribuții în situații de urgență prin eficienta utilizare a fondurilor europene. Totodată, vă propunem îmbunătățirea sistemului de monitorizare a situațiilor de urgență și de coordonare, conducerea intervenției și inițierea demersurilor pentru îmbunătățirea cadrului legislativ cu incidență în situații de urgență, în acord cu cerințele europene și nevoile crescânde ale societății. Dezvoltarea componentei aeriene pentru intervenția în situații de urgență este o altă preocupare a noastră, prin operaționalizarea de noi puncte de operare aeriană în zonele montane neacoperite în prezent, la nivel național, în raport cu autonomia aparatelor de zbor. Și aici mă refer la zona de nord-vest, nord-est și sud-vest,
cât și zona alpină în întregul teritoriu, prin mărirea flotei de elicoptere și implementarea programelor cu finanțare europeană. Totodată vă propun demararea unui program de finanțare guvernamentale prin autoritățile locale pentru înființarea de heliporturi în parteneriat cu Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării și Administrației, împreună cu IGAV, cu Inspectoratul General de Aviație, astfel încât să poată fi operate intervenții pe timp de noapte în cât mai multe locații. Un heliport nu este foarte scump și dacă în zonele urbane se amenajează prin programe gestionate de Ministerul Dezvoltării, cred că în paralel cu operaționalizarea elicopterelor pe timp de noapte, putem salva foarte multe vieți la nivelul țării. Extinderea sistemelor alternative de alarmare, înștiințare și avertizarea populației și de informare sistemică transparentă a deciziilor eficiente și sigure, dezvoltarea instrumentelor care asigură găsirea și salvarea persoanelor aflate în stare de dificultate sau pericol, precum persoanele dispărute. Susținerea demersurilor legislative de eficientizare a sistemului alertă dispariție copil. Și vreau să vă spun că am aici proiectul legislativ și tabelul de coinițiatori. La sfârșitul ședinței vă invit cei care doriți să fiți coinițiatori la acest proiect legislativ. Inițierea... Imediat. Nu există deja unul la Senat, a fost inițiat cel al domnului Raim. Astăzi am văzut. Propunerea legislativă privind programul alert de copii, inițiator domnul deputat Comisiei Raim, PNL. Este așa, am discutat. Este așa, dar acesta este mai complet. Nu, și am discutat cu domnul Raiețchi, este coinițiator la acesta și se retrage al domniei sale. Deci, este ok. Nu, dar acest proiect care vi-l aduc în fața dumneavoastră este foarte amplu, complex, cuprinde toate propunerile domnului Raiețchi, chiar este și upgradat și domnul Raiețchi este coinițiator la acesta, îl retrage pe cel anterior. Inițierea procesului de modernizare a sistemului de păstrare și protecție arhivelor create în administrația publică prin... Acest lucru este foarte important pentru aleșii locali, pentru primării și consilii județene. Pilotarea și extinderea unor depozite centrale teritoriale de arhivă în scopul degrevării instituțiilor publice de a stoca documente ce nu mai servesc activităților curente, întărirea rolului statului în acest domeniu prin intermediul instituției sale specializate, concomitent cu încurajarea eforturilor pentru realizarea arhivelor electronice. 20. Implicarea activă în realizarea dezideratelor Uniunii Europene și NATO, privind acordarea de asistență tehnică statelor aflate în dificultate și participarea în structurile de urgență euroatlantice. Vă aduc aminte de intervenția noastră din Albania, apreciată la nivelul guvernului albanez. Mulțumim, domnule ministru. Cam acestea sunt, vi le pot detalia fiecare. Le avem aici, fiecare coleg le are în față. Pe același stil de lucru pe care l-am votat la începutul ședinței noastre, de data aceasta o să începem pe partea stângă, dăm cuvântul stângii progresiste de aici, din colegii mei. Dacă sunt întrebări... Bună ziua, domnul ministru! Întrebări ar fi și sunt multe pentru dumneavoastră. Două întrebări, vă rog frumos. La două, pentru că e foarte important să aveți și timpul necesar să și răspundeți. Prima, noaptea celebră că cele 25 de ordonanțe în care ați considerat că este de urgență extraordinară reglementarea trotinetelor pentru cei de peste 14 ani, vreau să vă întreb dacă ați participat și dacă ați fost de acord cu adoptarea ordonanțelor fără avizele Consiliului Legislativ. Și vreau să-mi răspundeți simplu. Și a doua întrebare, ce funcții sau activități mai exercitați pe lângă funcția de ministru? Dacă exercitați. Mulțumesc. Da. Deci, o întrebare scurtă. Am văzut că în câteva județe ați mai creat un post de subprefect. În câte județe și dacă... De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Dacă a fost necesară crearea acestor posturi? Pentru că se pare că nu simplifică schema așa cum dumneavoastră ați declarat. Dar probabil că aveți și anumite argumente. Și o a doua chestiune, ajutați-ne și pe noi să dăm un vot, așa în cunoștință de cauză.
domnul prim-ministru demis a anunțat că nici domnia sa și nici întreaga echipă nu va vota acest guvern, nou guvern. Nu știu, suntem puși într-o situație delicată, nu știm cum să reacționăm. Știți foarte bine că avem un respect și eu cel puțin personal pentru dumneavoastră am un respect deosebit, dar ajutați-ne cu un răspuns dacă se poate. Mulțumesc. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Domnule ministru, ați vorbit mai devreme despre o reorganizare a Ministerului de Interne. Din punctul meu de vedere, ca să puteți face o reorganizare a Ministerului, trebuie să aveți o imagine corectă și, bineînțeles, actualizată a Ministerului de Interne. Cum puteți face dumneavoastră acest lucru? Când prin ordinul 1055 din 31.12.2019 v-ați delegat toate competențele și aici aș face referire la Direcția Audit Public Intern, Direcția Generală Protecție Internă, Direcția Generală Anticorupție și, nu în ultimul rând, Corpul de Control al Ministrului. Repet, al Ministrului. Care este rolul dumneavoastră în Ministerul de Interne și cum credeți că puteți avea o imagine corectă a acestui minister și a face o reorganizare, bineînțeles, benefică pentru aparatul administrativ? Mulțumesc, Vlad. Mai departe, domnul Georgian Pop. Domnule ministru, plecând de la un incident survenit acum câteva zile, de la Brașov, unde trupele demascați au greșit adresa, au intrat într-o casă și unui copil i s-a făcut rău de la emoție. Nu e prima dată când se întâmplă lucrul ăsta. S-a mai întâmplat și cu pensionari. Ați luat vreo măsură concretă ca pe viitor astfel de erori umane și accentuez umane să nu se mai repete? Ați identificat vinovatul că cineva a dat adresa aia greșit totuși. Cu ce-i de vină copilul ăla care a ajuns cu ambulanța la spital? Asta este prima întrebare. Și a doua, tot așa, foarte punctuală. Anul trecut, în mai 2019, un elicopter de mici dimensiuni în nordul României a intrat fraudulos, a fost găsit după 3 zile de niște ciobani, întâmplător mass media a relatat pe larg, ducea țigări de contrabandă. Ați luat vreo măsură concretă la nivelul reorganizării poliției de frontieră, astfel încât incidente de genul acesta să nu se mai repete, cu droguri, cu trafic de persoane sau cu trupe speciale, război de hibrid, etc. Mulțumesc. Domnul ministru, a vorbit puțin mai devreme colegul meu referitor la celebrele ordonanțe. Acele noaptea pe întuneric, s-a simțit nevoia așa deosebită să dăm acea ordonanță cu trotineta. Vreau să știu și eu care a fost urgența și dacă într-adevăr a fost urgența și ne puteți răspunde, de ce nu ați dat o ordonanță de urgență de guvern în prima lună a dumneavoastră de guvernare și ați dat-o noapte? Vă mulțumesc. Domnule ministru, ați solicitat tuturor structurilor MAI puncte de vedere cu privire la reorganizarea ministerului. Vreau să știu concret dacă le-ați centralizat, care este stadiul astăzi când discutăm și dacă ne puteți da un termen rezonabil în ceea ce privește reorganizarea ministerului. Cea de-a doua întrebare este legată de faptul că în urmă cu 3 luni și ceva ați venit în fața noastră și v-ați făcut un titlu de glorie din dorința dumneavoastră de a destructura rețelele de interlopi. V-aș ruga să ne precizați concret cu cifre, dacă ați reușit să destructurați vreo astfel de rețea. Vă mulțumesc. Domnul ministru, aceleași întrebări de acum 3 luni care vi le-am pus cu sectoriști, dacă ați reînființat secțiile acelea cu sectoriști în fiecare în fiecare oraș, unde știți foarte bine că menirea unui sectorist, de când se naște copilul și până când moare, domnul secretar de stat știe foarte bine. Al doua întrebare, vă rog să ne spuneți ce ați rezolvat cu secțiile de poliție de la țară și ce program de lucru au acele secții de poliție, dacă, că vedeți, sunt atâtea infracțiuni care se produc cu orele 16, care nu găsești la postul de poliție nici un polițist.
care trebuie să vină de la comună, de la oraș. Vă rog să ne spuneți ceea ce ați rezolvat. Aceleași întrebări de luni trecut. Vă mulțumesc! Domnule ministru, bună ziua! Domnule ministru, vă rog să ne spuneți ce măsuri ați întreprins concrete în prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri. Mulțumesc. Și dacă Agenția Națională Antidrog este în subordinea noastră și dacă a fost finanțată corespunzător pentru aceste activități. Mulțumesc. Bună ziua. Domnule ministru, am două întrebări. Am înțeles că sunteți co-inițiatorul ordonanței de urgență care reglementează alegerile. Aici apelez la experiența dumneavoastră de primar. Unde veți centraliza voturile exprimate în afara granițelor la alegerile locale, care vor fi exprimate timp de 3 zile conform proiectului? Și al doilea lucru, cum veți gestiona problema în centrele universitare, unde aveți o populație destul de numeroasă care nu este populație permanentă, și care va fi rolul autorității sau populației autohtone în a-și determina sau își alege viitorii primari sau viitorii consilieri locali sau județeni. Pentru că eu sunt clujan. Am 80.000 de studenți, am 74.000 de oameni care trăiesc în Cluj. De obicei se exprimă cam 140-150 de voturi de către cetățenii clujeni. Și atunci dăm peste cap acest raport sau rolul de determinare a viitorului comunității locale, renunțăm la el. Asta e una la mână. Și aș dori să cunosc poziția dumneavoastră privind cealaltă ordonanță de urgență care se referă la posibilitatea ca operatorii privați să activeze în serviciile de urgență. Aveți cumva în vedere o majorare a bugetului alocat serviciilor de urgență? Mulțumesc. O întrebare scurtă. Dacă România până acum era o țară de tranzit de droguri, acum este o țară de consumatori. Și în fiecare zi acest flagel crește. Crește chiar și pentru minori și lângă școli, în școli. Ce măsuri considerați că ar trebui luate? Pentru că până în acest moment se pare că lucrurile nu decurg într-o zonă fericită. Și a doua întrebare, totuși observ și din media că încep să explodeze bancomate, încep să formeze bande din ce în ce mai puternice în a sparge, nu numai bancomate, și blocuințe și efectiv atătându-se la siguranța cetățeanului. Și aș vrea să vă întreb vis-a-vis de acest subiect, dacă considerați că cetățeanul se simte apărat și în siguranță vis-a-vis de ministerul pe care cu onoare îl conduceți. Mulțumesc! Am înțeles că și le mulțumesc colegilor liberali că nu pun întrebări astăzi. Așa mi s-a comunicat de liderul de grup. Da. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. La început o scurtă remarcă despre proiectele și inițiativele legislative, pentru că am văzut că domnul Velea este inițiatorul unui proiect de lege referitor la mutarea de brățări electronice, un proiect necesar, binevenit. Numai că el a fost pus în transparență pe 16 iulie 2019, când era un alt guvern. Și acum o singură remarcă referitor la acest lucru. Îl rog că atunci când vorbește să nu mai spună că e proiectul meu, să-i spună că este proiectul făcut de colegii mei, pentru că altfel îi veți demotiva pe profesioniștii din cadrul Ministerului de Interne. Se vor simți ca în povestea Fata Moșului și Fata Babii și ar fi păcat. Și al doilea lucru, susțin ce spunea colegul meu senator referitor la performanța Smurdului. Este una dintre instituțiile care se bucură de foarte mare încredere astăzi în România. Și ordonanța de urgență privitoare la privatizarea sănătății a născut întrebări inclusiv referitoare la privatizarea urgenței, lucruri spuse public de către secretarul de stat Raed Arafat. Vă rog să comentați ce părere aveți dumneavoastră
despre aceste lucruri și despre faptul că se dorește privatizarea urgenței. Domnul Șerban Nicolae. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar, în primul rând, să îl felicit pe domnul ministru pentru activitatea în aceste 3 luni, pentru că după 3 ani foarte controversați la Ministerul de Interne, a reușit să credibilizeze, puțin, că în 3 luni nu se putea mai mult, dar a reușit să credibilizeze și să aducă un aer de normalitate în minister, ceea ce cred că e foarte important. Ceea ce aș vrea să-l întreb pe domnul ministru și cred că ar fi iarăși foarte util, mai ales pentru cetățenii acestei țări să afle, e legat de consecințele tragediei din vara trecută din Caracal, care de fapt a conștientizat foarte mult societatea vis-a-vis de lipsurile pe care le avem în sistem. Și vreau să-l întreb pe domnul ministru, după auditul pe care l-a făcut, care sunt concluziile legate de Agenția de luptă împotriva traficului de persoane, ce a văzut în raportul de audit că nu funcționează acolo, ce planuri are, ce a reușit să facă până acum. Și a doua întrebare ar fi legată de un alt obiectiv foarte îndrăznesc și foarte, foarte necesar, și anume dezvoltarea acelei componente aeriene pentru intervenție în situațiile de urgență. Și aș fi foarte curios să văd în aceste 3 luni ce s-a făcut și cum arată viitorul. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc, vă rog. Aș vrea, în primul rând, să fac o precizare vis-a-vis de afirmațiile domnului senator. Diaspora, în propunerea, în ordonanță, votează la alegerile parlamentare. Așa cum a votat întotdeauna, numai că va vota 3 zile, așa cum s-a întâmplat la prezidențiale și când a convenit cu toți. Ultimul care ne pune... Da, Șerban? Bun. Domnule, ne bucurăm să vă cunoaștem. Sunteți un tânăr politician. Nu, am o precizare prealabilă. N-am să vă pun și eu întrebarea cu sistemul de urgență. Bănuiesc că o să ne spuneți și dacă aveți ceva personal cu domnul Raed Arafat și o să ne lămuriți și cum se împacă achizițiile de elicoptere, infrastructura de heliporturi și toate celelalte investiții pe care le faceți în domeniu cu ideea guvernului pe ansamblu de a oferi operatorilor privați o parte din fondurile necesare pentru asemenea servicii. Bănuiesc că le oferați din lipsa resurselor pentru sistemul public, dar v-au pus colegii mei întrebarea și n-am să revin. Precizarea se referea la faptul că am verificat, domnul ministru, și nici Ministerul de Interne, nici Inspectoratul General al Jandarmeriei nu au primit solicitări de la parchet în legătură cu evenimentele din 10 august pe care să le fi refuzat în materie de informații, documente, pe motiv că sunt clasificate și că în lipsa unui aviz de declasificare nu le pot transfera parchetului. N-a cerut nimeni de la parchet aceste documente și n-am văzut rostul acelui titlu de glorie legat de declasificarea documentelor la nivelul Ministerului de Interne. Întrebările mele sunt însă altele. Mai întâi, în urmă cu câteva zile ați anunțat public cum că ați depistat un ofițer încadrat în structurile de combatere a crimei organizate și că ați luat măsuri în ceea ce îl privește, retrăgându-i legitimația și blocându-i accesul la informațiile clasificate. Domnul ministru, am să vă spun și bănuiesc că aveați chiar lângă dumneavoastră foarte aproape suficiente informații. Un ofițer de combatere a crimei organizate se creează în foarte mulți ani, se perfecționează permanent și trebuie să aibă niște abilități cu totul și cu totul aparte, inclusiv capacitatea de a se infiltra în bandele de infracționalitate organizată, în așa numitele clanuri de interlopi, așa numitele structuri de infracționalitate organizată. Și vreau să vă spun că nicăieri în lumea civilizată nu se laudă cineva cum că ar fi depistat un asemenea caz și ar fi luat măsuri. Există, pe de-o parte, riscul de conspirării unui ofițer foarte bine pregătit și care execută de mai mulți ani o misiune sub acoperire, infiltrat în asemenea clanul și furnizează informații vitale pentru combaterea fenomenului. Iar pe de altă parte, așa cum bănesc că ați văzut deja reacțiile publice, se creează sentimentul că acest fenomen este unul de masă la nivelul structurilor de poliție, că în general sunt foarte mulți polițiști care au legături incorrecte, ilicite, cu clanurile de interloc, cu structurile de crimă organizată și că, de fapt, este doar vârful icebergului. În toate ipotezele, și asta era întrebarea mea, dacă v-ați dat seama de faptul că a fost o greșeală, este un lucru care combate grav orice efort în
acțiunea clanurilor de interlopi. A doua întrebare este tot legată de celebra ordonanță privind alegerile anticipate. Eu înțeleg că dumneavoastră sunteți într-o situație neplăcută, aceea de a ne prezenta o colecție de valori indiscutabile, de individualități performante pe fiecare domeniu de activitate, dar în ansamblu constituiți o echipă catastrofală care merită să fie respinsă în plenul Parlamentului, să nu primească votul de investitură. Dar în aceste condiții ați dat o ordonanță pentru scurtarea unor termene la alegerile anticipate, dar și pentru alte măsuri. Ați fost viceprimar și primar într-o localitate care cred că e a doua ca mărime după capitala județului Caraseverin. Da, deci după Reșița, nu știu dacă nu Caransebeș și e cea mai importantă localitate. Ați fost câteva luni și prefect. Dumneavoastră ați avizat o asemenea ordonanță care nu numai că scurtează foarte mult toate termenele, inclusiv cele de constituire de birouri de secții de votare, cu contestații la depunerea listelor sau la constituirea birourilor de votare. Ați fost de acord cu traseismul electoral din ziua votării care face, așa cum s-a mai spus aici, ca persoanele aflate în tranzit sau aflate ocazional să stabilească cine gospodărește urbea, localitatea, la nivel local pe următorii 4 ani, eu sper că o să-mi dați un răspuns negativ, să spuneți că vă delimitați de asemenea practică, dar să știți că pe ansamblu nu există niciun fel de explicație pentru o asemenea ordonanță, nici din perspectiva urgenței și nici din perspectiva fondului reglementării. Mulțumesc! Da, și ultimul, dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, aș vrea să vă întreb, în primul rând, care este impactul financiar național în ceea ce privește numirile celor de al doilea suprefect, celui de al doilea suprefect în cam în foarte multe județe din țară? Cât impactează direct bugetul și dacă puteți cu lejeritate să suportați aceste sume? Și doi, care a fost, știu eu, care a fost necesitatea numirii unui al doilea suprefect în multe județe din România? Dacă au fost cumva supra-solicitări, dacă s-a sesizat o anumită încărcare foarte mare la adresa suprefecților existenți. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnule ministru, în calitate de liberal, eu vă felicit pentru ordonanța pe care ați dat-o cu privire la siguranța cetățenilor. Dați-mi voie numai puțin. Da, da. Deci, inclusiv cu trotinetele, pentru că dacă noi ne gândim la siguranța cetățeanului, avem 190 de victime ale acestor accidente și eu cred că nimic nu ne poate opri să legiferăm în acest domeniu. O problemă mare. Domnule ministru, întrebarea este următoarea. Dacă Ministerul de Interne va face un proiect de hotărâre de guvern pentru clădirea vechii prefecturi din Giurgiu, care este într-o stare avansată de degradare, în vederea trecerii la Consiliul Județean pentru a putea fi reparată pe fonduri, sau găsit de alte europene, sau găsit de alte posibilități de a repara și a repune în circuitul civil această clădire. Mulțumesc! Domnul ministru, v-aș ruga să vă încadrați în 15 minute cu răspunsurile. Mulțumesc. Apreciez cu sinceritate generozitatea și, eu știu, bunăvoirea dumneavoastră, dar nu pot răspunde în 15 minute la 26 de întrebări, pentru că s-ar interpreta că nu dau suficiente detalii colegilor, distinșilor colegi deputați și senatori. Așa că vă cer îngăduința, domnule președinte, să mi-ai acordați câteva minute ca să fie toată lumea mulțumită cu privire la întrebările pe care le-am primit aici. Întrebarea numărul 1, vis-a-vis de 25 de ordonanțe și de cea cu trotinetele. Vreau să vă spun că Ministerul Afacerilor Interne a propus mai multe ordonanțe atunci, inclusiv o ordonanță care clarifica
tot ceea ce ține de poliția judiciară, având în vedere faptul că în luna mai, curtea, așa cum zice și domnul general Salan, a impus un termen de 45 de zile ca să se reglementeze statutul polițistului judiciar. Și în 45 de zile din luna mai, asta trebuia undeva în luna iulie, guvernul putea emite ordonanțe de urgență, să clarifice aceste măsuri care erau necesare pentru activitatea de urmărire penală la nivelul DICOT-ului, la nivelul DNA-ului. A fost nevoie să o punem pe ordinea de zi pentru că era o nevoie stringentă a pentru lupta anticorupție și lupta împotriva infracționalității. Ordonanța aceasta, așadar, este ca și măsură de aplicare a deciziei Curții Constituționale numărul 317 din 21 mai. Ordonanța cu trotinetele. Circulați în București, așa cum știți fiecare dintre dumneavoastră și presa, evoca și cetățenii, există o circulație rutieră infernală. Circulația cu trotinetele nu este o glumă, a devenit un fenomen și vreau să vă spun că s-au înregistrat 193 de accidente. 193, în care copii tineri, în special, au devenit infirmi, sunt în cărucior sau chiar au decedat. Cred că această urgență pentru cei care folosesc trotinetele este evidentă. Vă rog să mă credeți că dacă nu erau accidente, pietonii erau foarte fericiți și șoferii foarte încântați, nu se emitea nicio asemenea urgență. Vă rog. Întrebat de ordonanță, nu de reglementarea pe fond, pentru că sunt două proiecte de legi la Camera Decizională, una USR, una PNL, le puteați susține rapid, deveneau legi și își produceau efectele fără a fi incluse într-un pachet de noapte. Asta era ideea. Nu era vorba de fondul reglementării. Din moment ce am parcurs în Parlament o asemenea temă, am și știți foarte bine că erați la Comisia de Apărare. Am tratat-o cu toată atenția, am format amendamente. La Camera Decizională sunt colegii noastre, putea să iasă foarte repede și avea și susținerea celorlalte partide. Era foarte bine, dar nu ieșise până săptămâna trecută. Întrebarea mea a fost, eu am încredere, a fost dacă de acord cu adoptarea acestor ordonanțe fără avize din partea Consiliului Legislativ. Asta avizele urmau să fie luate. Eu nu intru în detalii acum a discuției dintre Secretariatul General și avizatori. Avizatori, deci toate avizele erau pe drum, ca și avizare, pentru că ele au mai fost primite pe ordonanța la care face trimitere domnul senator Nicolae Șerban. Așadar, pe un proiect legislativ propus de guvern, pentru că era o necesitate în teren, o urgență în teren, avizat deja în Parlament, pe fond, nu mai exista o problemă că deja avizatorii și-au schimbat părerea, pentru că... Ia precizia noastră și... Să spuneți că erau pe drum avizele. Ori sunt, ori nu sunt. Deci avizele... Rugămintea noastră este dacă putem să păstrăm o anumită decență, să lăsăm pe domnul ministru. Avizele sunt... Avizele și dacă avem comentarii să le facem. Deci așa putem să intervenim și nu o să-l mai lăsăm niciodată, să știți. Auziți, și dialogul este util și chiar mă bucur că îl facem. Nu, e un dialog util, nu trebuie să-mi luați apărarea, dragi colegi. Rezist foarte bine, de 3 luni de minister sunt călit. Așadar, dacă... Da. Dați-mi voie să, avizele erau consultative. Să-i predau conducerea ședinței doamnei senator Pauliu, că până acum a fost așa o nedreptate. Am condus numai eu toate ședințele. Aveți și votul meu aici, doamna Pauliuc, și încerc să mă întorc până la sfârșitul ședinței. Votul cum este totuși, să știu și Îl știți. Aici, bun, am glumit. Haideți. Ce funcții mai am? Mai am funcția de senator, membru în Comisia Ape, Păduri, Fond Sinergetic și Piscicultură. În cadrul Senatului României. Și, poftiți? La nivel de Parlament, funcție dacă, la nivel politic, dacă vă spun... Nu. M-a întrebat colegul Weber despre înființarea postului de subprefect care s-a mai repetat undeva. Haideți să vă spun, dragi colegi, da.
Dacă ați citit codul administrativ și sunt sigur că l-ați citit, pentru că este opera și rezultatul fostului guvern, nu al actualului guvern, în codul administrativ este stipulat foarte clar, ca normă imperativă, înființarea celui de-al doilea post de subprefect și a unui consilier pe achiziții. În contextul publicării codului administrativ, care este lege. Și ca să nu fac un gest care să contravină ideii că nu facem, eu știu, extinderi de organigrame sau, eu știu, facem economie și nu puteam să împac și decizia guvernului anterior cu privire la înființarea postului de subprefect și de consilier pe achiziții, am găsit o soluție foarte simplă. Posturi vacante din bugetul instituției prefectului le-am distribuit la nivelul fiecărei prefecturi, acolo unde nu erau posturi vacante, și am transformat la fiecare prefectură câte două posturi vacante, în unul de subprefect și în unul de consilier achiziție. Am găsit o soluție simplă, eficientă, n-am mărit organigrama și, culmea, am aplicat și o lege a dumneavoastră a PSD-ului. Numirile le-ați făcut înainte să se pronunțe curtea asupra codului administrativ. Mintea să-l lăsăm pe domnul ministru să ne răspundă și la sfârșit eventual mai punem întrebări. Numirile le-ați făcut înainte să se pronunțe curtea pe codul administrativ. Dar știam că... Adică dumneavoastră ați decis... Nu, știam că dumneavoastră... Știam că dumneavoastră ați luat niște decizii cu celeritate, cu nevoie la nivel administrativ județean. Nu puteam să nu aplic un articol din codul administrativ gândit cu atâta, eu știu, profesionalism de fostul guvern. Și vis-a-vis de acest lucru, să spunem că era respins codul, era foarte simplu să le prestructurăm acele posturi. Nu sunt ocupate. Nu sunt ocupate încă. Păi nu sunt ocupate. Era economie la buget, impactul bugetar. Dacă ar fi dat Curtea Constituțională o decizie care era contrară codului administrativ, acele posturi înființate, dar știți că legea este imperativă și dacă eu nu o aplic, este infracțiune. Deci am aplicat-o așa cum a spus PSD-ul în guvern. Dacă ar fi dat Curtea Constituțională respingere, aș fi revocat ordinul și nu mai era niciun post de subprefect sau consilier achiziții. Eu știu că sunt legi imperative, sunt legi orientative, sunt mai multe categorii de legi, dar nu facem acum un curs de felul, modul și forma legilor. M-ați întrebat despre... Ca să nu evit nicio întrebare, tot la întrebarea numărul 5, am delegat competențele domnului secretar de stat. Sunteți aici cu foarte mare profesionalism, sunteți cei care ctitoresc legi, știți că există instituția delegării de competențe. Asta nu înseamnă că nu mai conduci pe cel care l-a împuternicit ca să exercite o activitate. Vreau să vă spun că am totuși o experiență în administrație și ca primar și ca și consilier local și ca prefect. Poți să delegi prin instituția delegării competențele tale ca instituție și nu doar primarul și nu doar ministrul sau președintele Consiliului Județean, inclusiv Consiliul Local ca entitate de for legislativ poate delega competențe primarului, de exemplu. Și acest lucru nu înseamnă că tu, ca și manager de instituție, nu mai știi ce se întâmplă acolo, pentru că celui care răspunde de respectivele competențe delegate, oricând îi ceri detalii, raport, situații, activități, evaluări. Așadar, am respectat legea, chiar am verificat, nu cumva să fi încălcat vreun articol de lege, vă rog să mă credeți că am un raport foarte elaborat despre felul în care am dat ordinul de ministru și este absolut foarte legal. Trupele de mascați au intrat greșit în Brașov, o eroare, cum îmi cer scuze? Vreau să vă spun că nu îmi cer scuze, pentru că n-a fost o eroare a poliției. Este un ordin dat de magistrat exact pe această adresă. A dat un comunicat DICOT-ul,
a dat un comunicat și Inspectoratul General de Poliție prin Inspectoratul Județean, n-a fost nicio eroare, oameni buni. La început a fost o neînțelegere și a apărut știrea pe Flux că au intrat greșit. Dar procedura a fost absolut corectă, în sensul că, repet, a fost o acțiune în baza unui ordin dat de un judecător. În luna mai a intrat un elicopter fraudulos în România. Vă rog să mă credeți și nu am venit aici să bravez, nu știu speța și nu vreau să dau un răspuns care să nu convină, dar mi-am notat întrebarea și vă asigur că vă voi răspunde personal această întrebare. Mâine aveți răspunsul exact. Vis-a-vis de ce facem ca să nu se mai întâmple, vreau să vă spun că și zilele trecute am găsit în zona graniței de nord-est un aparat de zbor, un deltaplan într-o pădure, care a intrat, probabil pentru contrabandă, având în vedere faptul că aparatele ultra-ușoare, că și ăsta spuneți că a fost un elicopter ușor, nu sunt detectabile de radar pentru că zboară la joasă înălțime. Și zburând la joasă înălțime e un procedeu prin care contrabandiștii încearcă să intre. Dar să știți că nu întotdeauna le reușesc. Drept dovadă că acest deltaplan l-am prins. Bun. Eu știu cu elicopter. Cu... Ce am făcut pentru destructurarea rețelelor? De la preluarea mandatului, în conformitate cu planul de guvernare anterior, pentru care dumneavoastră ați apreciat prestația mea și mi-ați dat un aviz favorabil, lucru care m-a onorat și mi-a dat putere și viteză și hotărâre să lupt împotriva grupărilor criminale și a clanului interlope, am început în forță și am declarat război acestora și vreau să mă credeți că fiecare situație a fost tratată cu multă atenție. Personalul poliției și al ministerului a colaborat cu procurorii pentru destructurarea acestor grupări. În proiectul care vi l-am propus și ce v-am citit și o să vin și cu proiecte legislative în perioada următoare ca să fiți chiar co-inițiatori, trebuie să întărim toate structurile de combatere a criminalității organizate prin restructurarea și organizarea ministerului. Am asigurat fonduri acum la începutul anului, pentru că vreau să vă spun, am obținut ca ministru și nu ca să mă laud acum sau vedeți, n-am avut o înțelegere cu doamna senator ca să mă întrebe cu cât a crescut bugetul anul ăsta. S-a întâmplat să mă întrebați dumneavoastră și să vă spun, a crescut cu 15%. Am obținut un buget mai mare decât cel de anul trecut, tocmai pentru a dota și a susține aceste structuri. Numai de la începutul lunii februarie, n-am vrut să vin cu situații concrete din luna noiembrie. Vă dau doar luna februarie. Am organizat 198 de acțiuni operative și am executat 250 de percheziții domiciliare. Pe lângă faptul că am luptat împotriva infracționalității și a tot ceea ce s-a întâmplat, vreau să vă spun că am început și o curățenie în interior, pentru că este păcat ca profesioniștii din sistem, și vreau să vă spun că în Ministerul Afacerilor Interne sunt oameni extraordinari, oameni devotați. Într-adevăr, sunt câțiva un procent care nu ne face cinste. Și atunci, prin DGA, vreau să vă spun că am realizat 117 teste de integritate cu privire la personalul din minister, de către structura cu responsabilitate în acest domeniu. Din 117, doar 3 cazuri au manifestat o conduită neconformă. Să vorbesc pe românești, au căzut în păcat. Din 117, 114 au rezistat tentației. Mentalitatea, profilul, abordarea în Ministerul Afacerilor Interne au început să fie altfel, să se schimbe. Au văzut că am făcut acțiuni în care au fost implicați și polițiști, dincolo de testele de integritate, fie că am avut date despre ei, de la poliția rutieră până la pensionari din Ministerul Afacerilor Interne și știți celebrele cazuri în care actualul Minister al Afacerilor Interne a avut decizia și hotărârea să le destructureze, indiferent de gradele, pozițiile celor care au fost și presa i-a prezentat în situații incorrecte sau în contradicție cu legea.
Sectoriști. O întrebare foarte bună, care mi-ați pus-o dumneavoastră, și am citit-o undeva în program, în cele 20 de puncte, dorim să regândim structura poliției de proximitate. Așa cum spuneți și dumneavoastră, și chiar mă bucur foarte mult că nu e doar o părere a noastră din minister, este și a dumneavoastră ca parlamentari, ce reprezentați până la urmă votanții din circumscripție și când mergeți acasă acum, fiecare dintre ei vă spun ce doresc, ce pățesc și ce ar dori în perspectiva viitorului apropiat sau mai îndelungat. Dorim să redăm puterea sectoristului de proximitate și să regândim toate structurile de la nivelul bazei. Vreau să vă spun că în structurile operative, acum, de exemplu, am schimbat balanța între primele care se acordă la salarii prime, de la zona de birouri, să le spun, de șefi, spre structurile operative. Vrem să schimbăm, prin reorganizarea ministerului, oameni din birouri către structura operativă. Vrem pentru zona de contact cu cetățeanul să facem, am spus undeva, echilibrarea între jandarmerie și poliție, să mutăm 5.000, 7.000, să facem o analiză pertinentă de jandarmi spre poliție. Astfel încât să susținem baza de la nivelul ministerului. Sunt mulți jandarmi care vor să intre în poliție, deci nu e cu forța, e cu dorința unora de a veni. Și reciprocă, este, și aveți dreptate. Dorim și am o idee care am perceput-o, să știți, de la primarii de comune și dacă mergeți în circunscripție dumneavoastră o să vedeți că mulți primari doresc acest lucru, să știți că am moștenit 2800 de posturi de poliție, sumă rotundă, dintre care 1700 au toaletă în curte. Nu putem merge dacă stăm la masă și dorim să avem un minister de elită, care să crească în ochii oamenilor, pentru că acum percepția și aprecierea procentuală în rândul populației este de 30%. De la 55% odată cu pensionarea a scăzut la 40% și după cazul Caracal a scăzut la 30%. Și Ministerul Afacerilor Interne este un minister necesar, vital pentru România. Gândiți-vă de la Poliția de Frontieră, care ne apără de fluxul de migranți și de la contrabanda care se face tot mai mare și tot mai multă în zonele acestea, până la situații de urgență, pompieri, poliție, jandarmerie, alte structuri, antidrog, tot ceea ce ține de siguranța cetățeanului. Toate acestea nu putem să le facem fără a crește și în ochii oamenilor și să fim transparenți și să comunicăm faptul că suntem în slujba lor. Ei bine, nu pot să fim în slujba lor, sau mă rog, ca imagine, că suntem în slujba lor, dar cu posturi de poliție 1700 cu toaleta în curte. Și am vorbit cu primari, care chiar acum sunt la adunarea generală a primarilor de comune în București, își doresc foarte mulți primari și o să vă rog să fiți de acord, să-mi permiteți, să lansez tema și să gândim împreună un proiect de lege, pentru că nu mai pot da ordonanțe de urgență, așa cum știți, suntem guvern interimar, să... Ziua nu se poate nici ziua, vă dau o veste proastă. și nu că mai am vreo 20 de răspunsuri, stați așa. Și să fie trecute spre autoritățile locale, cei care doresc să le repare, să găsim chiar un proiect OACS pe Ministerul Dezvoltării, spun pe scurt Ministerul Dezvoltării ca să nu ocup foarte mult timp, astfel încât, exact ca la dispensare sau eu știu, în zonele în care administrația locală, primarii se pot implica, să venim în sprijinul polițiștilor de la bază. Adică să le creștem numărul cu jandarmi, cu tot ceea ce ține de siguranță, dar și să le creștem confortul, ambientul și locul unde lucrează. Secțiile de poliție de la țară și timpul de lucru. Așa cum știți, există sindicat, există 8 ore de muncă, dacă polițistul se duce acasă la ora 7, omul servește o bere, îl sună șeful, zice, du-te că să... Soluție, domnule. Soluția este următoarea. Soluția este din două... M-am gândit la două alternative de a crește ponderea polițistului. Prima, să creștem numărul polițiștilor de la nivelul
zonelor rurale, la posturile de poliție. Și asta se poate face prin mai multe metode. Vi l-am explicat undeva. 1. Polițiști pensionari să poată veni în sistem. 2. Să recrutăm din sursă externă polițiști care vor să intre după o pregătire, evident, la școle de poliție sau la academie. Și 3. Agenții de poliție să-i facem ofițeri și în rândul lor să vină absolvenți tineri. Deci ar fi cam 3 surse. Dar pe lângă aceasta trebuie să creștem și atitudinea, prestanța și imaginea polițistului din comună. Pentru că acum un polițist din comună, și mă bucur chiar foarte mult că discut cu dumneavoastră care vă știți circumscripțiile și cei care nu sunteți senatori sau deputați de zone urbane, majoritatea știți cum e în județe. Polițistul român acum este ruda săracă autorității locale din comună, după primar, după preot, după tascăl, după polițistul local. Este și mai slab dotat și este și ruda săracă în sensul că el nu are autoritatea pe care o are polițistul local, care este de-a locul, este bine dotat, bine îmbrăcat, înarmat și cu o mașină mai bună decât loganul de la postul de poliție. Asta e realitatea care am moștenit-o și trebuie să fim, plus că stă într-un post de poliție, așa cum am spus. Și atunci trebuie să avem grijă să-i motivăm financiar. În loc de poliția română, să-i spunem poliție națională. Adică băiatul ăla de la postul de poliție să știe că în spatele lui, ceilalți din comună, mă refer polițistul local, primarul și toate autoritățile, că el în spate are inspectorat județean de poliție, are minister de interne și el reprezintă națiunea română acolo și luptă împotriva infracționalității și are o autoritate mai mare decât polițistul local. Pentru că acum el este polițist și celălalt este polițist local. Au uniforme la fel. Doar că el e mai rău îmbrăcat și are dotări mai puține. Scoateți funcționarii publici din instituțiile poliției. Evident. 60% îi aveți care sunt funcționari și 40% aveți în stradă. Vreau să vă spun, să încercăm să lăsăm pe domnul ministru. Vreau să vă spun că am mai găsit, uitați, era să uit să vă spun. Nu se schimbă uniforma, domnul. Deci eu nu pot să propun ca ministrul al afacerilor interne să schimbăm sau să desființăm poliția locală. Pentru că aici intervin și Asociația Municipiilor, Asociația Orașelor, Asociația Comunelor. Eu ca fost primar vă spun, poliția locală, dați-mi voi un pic, poliția locală trebuie doar regândită și clarificat ceea ce se întâmplă și ce atribuție are ea. Vă dau un exemplu de legislatură. Eu sunt senator la primul mandat, dar am fost și primar. Dacă vă întrebați primarii dumneavoastră, sunt mulțumiți de poliția locală majoritatea, dar au dreptul de a angaja doar un polițist local la 1000 de locuitori. Noi dacă dorim să păzim școlile, unde crește infracționalitatea și consumul de droguri, m-ați întrebat ce facem, trebuie să, și am vorbit și cu doamna senator de la Comisia de Învățământ, și cu toți colegii de acolo. Sunt necesare măsuri de a proteja imobilele unde se desfășoară actul educațional. Acum, în prezent, după masivele pensionări, Ministerul Afacerilor Interne nu are capacitatea fizică să acopere cu jandarmi și cu poliție locală toate școlile din România. Nu există oameni. Și atunci, eu chiar am o idee, nu e în program, dar mai discutăm și mai vorbim, poate fi o inițiativă a dumneavoastră, a comisiilor, ca pentru fiecare imobil, autoritățile locale pot, legea orientativă, nu e imperativă, pot, că am discutat cu primari care își doresc acest lucru, să mai angajeze un polițist local strict pentru paza școlii. Pentru că vă dau un exemplu, o comună, am discutat cu un primar acum, are 2000 de locuitori, are 2 polițiști locali, dar are 3 școli. 2 nu pot păzi 3 școli. Și atunci împreună cu jandarmeria, cu poliția națională, cu poliția locală, să facem echipaje mixte, astfel încât să asigurăm protecția copiilor, elevilor din școli din România. Ministru, stați în 5 minute încercăm să ne apropiem de sfârșit. Montarea de brățări electronice. Stați un pic, vă rog, doamne. La brățările electronice, m-a întrebat distinsul coleg, domnul Șerban Nicolae, de
faptul că era un proiect legislativ în transparență publică anul trecut și nu s-a dus până în, eu știu, în aplicare. Vreau să vă spun că anul trecut am inițiat un proiect legislativ cu încă 4 colegi care este depus la Parlament. Este foarte amplu, nu este, cum să zic, mai prejos decât cel de la guvern, dar fiind în procedură parlamentară, cel pus în dezbatere publică anul trecut în luna iunie, parcă eu în noiembrie nu l-am găsit pe procedură înaintată în guvern, decât dacă făceam ordonanță de urgență din el. Și am avut de gând să facem proiect de ordonanță de urgență. Cu, eu știu, evenimentele din ultimele 2 săptămâni cu moțiunea și cu tot ce s-a întâmplat, evident că am reluat proiectul legislativ din guvern. Săptămâna trecută am trimis la dumneavoastră, colegii senatori care sunteți în birou permanent, rugămintea, solicitarea ca proiectul la care eu sunt co-inițiator să se discute în procedură de urgență, cuprinde, am și verificat ca ministru ce era înainte, cuprinde toate aspectele pentru a fi o lege bună, evident amendată în comisiile dumneavoastră, dacă vreți o faceți și mai bună, dar important este ca să apărăm, să evităm situații dramatice, așa cum au fost recent, să apărăm persoanele de violență agresorilor, să susținem siguranța, eu știu, celor care în administrația națională a penitenciarelor răspund de unii deținuți, fie că sunt condamnați la domiciliu, fie că execută regim de pedepse în semideschis, în regim semideschis, să poată ca cei care managerizează aceste acte să controleze în mod operativ tot ceea ce se întâmplă. Dacă vreți, vă dau detalii despre acest proiect. Este... Domnul ministru, deci, din câte am văzut, toți colegii, cel puțin cei care vom fi în Comisia de Apărare, eu vreau să vă spun promisiunea că veți veni în timpul cel mai scurt la Comisia de Apărare. Vom purta o discuție pe toate întrebările rămase fără răspuns. Care? Cu traficul aerian? Cu... Nu. Deci, uitați, ultima... Care, vă rog? Ultima întrebare la care vrem să ne răspundeți, cu ordonanța cu... Agenția Națională Antidrog. Da, la Agenția Antidrog am... Cum? De 3 zile am numit alt șef, că a expirat împuternicirea celuilalt, și am alocat pe buget sume importante. Vreau să vă spun că Agenția Antidrog, să știe și telespectatorul, nu este agenția care prinde traficanții de drog. Prevenire. Prevenire. Deci pe prevenire, și chiar mulțumesc, pentru că ne văd foarte mulți cetățeni, mulțumesc ONG-urilor, chiar astăzi, uitați întâmplător, domnul director de cabinet, domnul Berbeceanu, s-a întâlnit cu cineva din Constanța, un ONG care luptă împotriva traficanților de droguri. Deci pe Agenția Antidrog avem o susținere foarte bună din partea populației, din partea ONG-urilor. Deci, în teritoriu funcționează cu 2 angajați? E o întrebare foarte importantă. Vă rog frumos să mai stați un pic. De obicei, candidații la funcția de ministru vor să plece cât mai repede. Eu sunt un ministru normal și vreau să ne clarificăm. A întrebat, cred că domnul Șerban sau cineva, de YouTube și de filmul cu Brigada București. Poftiți? Așa. Ok. Și vreau să nu rămân așa. Am făcut o conferință de presă săptămâna trecută în care am explicat că acel filmuleț care a apărut pe YouTube, nu știu cine l-a postat, a apărut în 12 februarie. Și noi din 7 februarie, ca minister, am luat decizia de a rămâne la dispoziție ofițerul respectiv și a nu mai avea acces la informații clasificate. Deci măsurile erau luate de mai demult, era supravegheat. Știți că la Ministerul Afacerilor Interne există o poliție a poliției. Tocmai, că nicăieri în lume nu se fac publice asemenea informații.
acum, pentru a nu se crea sentimentul că fenomenul este unul de amploare, că polițiștii au într-un brita lor, mai ales și care intră în tot acest haideți să, haide să facem altceva. Deci încercăm, noi am domnul ministru, public ultima după ce întrebare rămâne și promisiunea că veți răspunde domnului Șerban Nicolae în momentul în care veți veni la Comisia de Apărare în Senat. Da. Deci ultima întrebare... Deci, domnul, vreau să vă spun că așa putem să cei punem care întrebări se mută până diseară, vă nu seara. Votează și pentru alegerile locale, ca să ne înțelegem. Deci e o confuzie cu voturile dintr-o parte în alta. Nu se votează pentru funcția de primar, consilier județean, consilier local și președinte de județ. Deci cei care pot vota dintr-un județ în altul. Repet, nu votează pentru alegeri locale și județene. Doi, dimpotrivă, am propus ca ministru și ca primar, dacă vreți fost primar și vă întrebați dacă vreți primarii, făcând o evaluare la minister, în anii electorali explodează cererile de flotanți, care se puteau face până în ziua votului. Este o explozie de solicitări. Eu am propus 90 de zile, discutând în guvern au rămas 60 de zile. Nu, dar spun ca idee că era util. Era. Și parlamentarii? 60. Rostul e, domnul Șerban, vă spun care e rostul. În ultima zi de alegeri se face sondaj de opinie și în Craiova se știe cine câștigă și 100 de craioveni se mută la Goicea Mică. În penultima zi. Că oricum la Craiova se știe fie că pierde candidatul respectiv, fie că va câștiga. Și atunci la Goicea Mică 100 de oameni schimbă sensul votului. Aia era aplicat odată cu digiterea guvernului. Nu mă refer la ordonanța care se referă la alegerile anticipate. Da. Parlamentar. Foarte serios. Cine se află în județul său de domiciliu, dar nu poate ajunge în locatea de domiciliu ca să voteze pentru parlament? Pentru parlament, da. Deci ce să mă duc eu la Cluj, domnul Lascoat, ca să votez deputații senatorii de Cluj? În ziua votului. Asta era lista suplimentară. Asta era problema. Nu era vorba de cei care și-au viză de flotanță. Aia am rezolvat. Am înțeles. Guvernul și legea pe care v-ați asumat răspunde... Da, ați greșit, să știți. Ultimul răspuns, dacă vreți să-l dați, domnul ministru. Dacă nu... Deci prefectura, dacă nu... La prefectura Giurgiu, ultima întrebare. Deci, ultimul răspuns la prefectura Giurgiu. Ultimul răspuns la prefectura Giurgiu. Mulțumesc. O să-l rog pe domnul coleg să rămâne după ședință, să îmi dea mai multe detalii și promit că încerc să rezolv o soluție cât mai bună. La transferate la Consiliul Județean, cred că ar fi foarte bine, pentru că are alte resurse. Noi nu vreau să vă spun că am găsit foarte multe nevoi în minister și am alocat pentru a proteja polițiștii maieuri anti-înjunghiere, veste anti-glonț, dispozitive cu șocuri electrice, pistoale și cel mai important lucru, camere video pentru fiecare polițist care este în stradă. Dotările acestea sunt minimale, sunt un prim pas de a responsabiliza polițistul în conexiunea cu cetățeanul, dar și a-l proteja împotriva interlopilor și a ultrajului și a tot ceea ce se întâmplă în viața reală, unde mor polițiști, unde sunt atacați polițiști. Nu vă dau cifre, că vă rețin mai mult, dar vreau să vă asigur că preocuparea mea este pentru... ca acest minister să apere cetățenii și să fie o instituție de elită a României. Mulțumim, domnule președinte. Procedură. Deci, pe procedură, mulțumim. Procedură. Toate întrebările... Deci, nu mai avem ce procedură. Domnul ministru a răspuns la întrebări. Tocmai că n-a închide. Răspuns. Asta este procedura. Deci, asta este și procedura. Eu apreciez întrebările colegilor mei care au fost punct ochit, punct lovit, au fost extrem de la concret, să spunem așa. Răspunsurile dumneavoastră au fost evazive. Procedura răspuns, care este, domnul procedura este că nu mi-a răspuns la întrebare. Da? I-am pus o întrebare, o să vă dau o șansă să nu mai răspundeți. I-am adresat domnului ministru o întrebare concretă, care este stadiul reorganizării ministerului. A fost deci, domnule ministru, promisiunea noastră frumos, pe care vrem noi să vă lăsați să termin. Deci, procedura, am înțeles, asta e procedura, domnule ministru.
Domnule ministru, nu mai aștept răspunsul la această întrebare. Vă rog, vă dau șansa să răspundeți la o întrebare mai ușoară, care presupune un răspuns cu da sau nu. În calitatea dumneavoastră de senator, când veți merge în Senat, cum veți vota toate aceste idei mărețe pe care ni le-ați prezentat astăzi? Stimați colegi, deci ați avut posibilitatea să puneți o întrebare, v-am dat acest lucru, ați avut acest lucru, ați pus întrebarea, deci am și spus, domnul ministru, deci nu facem declarații politice, pentru că atunci vom face toți declarații politice. Deci eu cred că e o chestie de bun simț. Domnul ministru, răspundeți la întrebarea, vă rugăm dacă vreți, pe reorganizare, deci nu suntem la ora de declarații politice. Ok, pe reorganizare, vreau să vă spun și vă mulțumesc că v-am spus. Domnul ministru, da sau nu? Dați-mi voie. Pe ca să terminăm mai repede cum vrea doamna președintă de ședință. Eu cred că cetățenii României... În calitatea dumneavoastră de senator... Vă răspund și la ce... Lăsăm pe domnul ministru să vă răspundă. Lăsăm să vă răspundă la întrebare. Pentru că asta ați vrut. Pe procedură dumneavoastră v-ați simțit... Nu. Lăsăm pe domnul ministru să... Stimate și onorabile drag coleg, vă răspund la ambele întrebări. Vă rog frumos, cu calmitate și cu înțelepciune, ascultați. Prima, reorganizarea ministerului. Deci. Acest minister este un mastodont. Are, nu vă dau date concrete, dar are peste 100.000 de... Așa. Și unii nu știu și vreau să spun și pentru colegii din sală care nu știu. La nivelul Ministerului Afacerilor Interne este necesară o regândire, o eficientizare și organizare. Am demarat, că m-ați întrebat exact. Cum am demarat-o? Am demarat-o prin făcând un grup de lucru, prin care am consultat toți comandanții din minister, toate inspectoratele județene și 16 sindicate. Am avut un dialog cu ele, vă dau un exemplu, ședință de 5 ore, de la ora 13 la 18, și avem... Unde sunt măsurile? 426 de propuneri formulate, fiind stabilite principiile pe care se va fundamenta procesul de eficientizare. Repet, 426 de propuneri în urma acestei consultări foarte largi. Am apelat pentru prima dată în istoria Ministerului la expertiza atașaților pe afaceri interne de la toate capitalele europene, de pe lângă ambasade. Am apelat și la rețeaua de atașați de afaceri interne din București, ale ambasadelor care sunt aici prezenți. Specialiști străini cu o vastă experiență în domeniu. Ce căutăm prin această eficientizare? În primul rând, să fie eficientizate serviciile publice oferite cetățenilor. Să se elimine suprapunerile de competențe între structurile din cadrul ministerului. Să fie descentralizate deciziile la nivelul structurilor. Să fie debirocratizate fluxurile decizionale prin consolidarea procesului de digitalizare. În același timp, să aducem munca operativă lângă cetățean și mai puțini oameni în birouri. La ultima întrebare, cu da sau nu, m-ați întrebat cu da sau nu, vă transmit cu mare dragoste în ziua când e votul. Mulțumim. Stimați colegi, vă mulțumesc, domnule ministru. Vă propun un aviz pozitiv. Da. Cine este pentru? Trei, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă. Mai numărul acela. Haideți. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt și mai un coleg acolo, nouă. Da? Deci sunt nouă. Se abține cineva? Și domnul Măcioalcă, 10. Care? Lipsă. Se abține cineva? Lipsă. Se abține cineva? 2, 3, 4. Câte? 1, 2, 3. 4.
Cine este împotrivă? Vai de mine. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84,
Indiferent de votul dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc. A fost o reală plăcere și bucurie să stau de vorbă cu dumneavoastră. Știu că votul este politic, dar vă rog să țineți cont că împreună putem face câteva proiecte legislative utile pentru România. Vă mulțumim, domnule ministru. Dacă nu votează, nu mai.